5.000 de like-uri la acest episod, dacă nu vreți să vă sparg un pepene de cap, așa cum o să-i sparg lui domnul Silviu aici de față. Ia de aici, Silviu, pepene în cap! 5.000 de like-uri! Încă nu înțeleg ce fumează numai chestiile astea. Bun, băieți, bună seara, astăzi seara e momentul. Rareș, Silviu, Flavius, Matei, Bogdan, stai așa. Băieți, de ce dacă sunteți leșinați pe jos? Sculați-vă, bă! Bă, sculați, bă! Bă, incredibil, mă, v-am chemat aici, mă, cu seriozitate, mă. Sculați-vă, sculați-vă, odată, sculați-vă. Bă, Matei, Matei, scoală naibii de acolo, de pe jos. Ce dracu faci, mă, lingi asfaltul, mă? Hai, mă, că mă faci de râs de față cu ceilalți băieți, mă. Scoală, mă, de jos de acolo, mă. Bă, scoală-te, mă, odată, mă. Scoală, așa. Bun, sunteți gata și tu, Rareș, haide, scoală, tată, Rareș, scoală-te de pe jos, că mă și enervez deja, scoală, Rareșe! Bun, Matei, Rareș, vă rog frumos, nu vă mai bateți joc, cât timp suntem într-o operațiune de maximă importanță, mă înțelegeți? Vă rog frumos, v-am strâns pe toți aici, pentru că, da, n-am alți prieteni și am apelat la voi, dar asta e partea a doua, pentru că îmi doresc să jefuim în sfârșit, ups, scuze, n-am vrut să-mi folosesc pânza de păianjen, ridică-te odată, ridică-te, bine, o să lăsăm pe jos. Îmi doresc în sfârșit să jefuim acest magazin, pentru că în sfârșit suntem... Bă, ce faci, mă? Bă, bă, oprește-te, mă! Bă, aveam încredere în tine, mă! Stai așa, mă! Bă, nesuferitule! Așa, oprește-te puțin, că nu noi ne batem aici între noi! Bun, băieți! Deci... Planul este așa cum v-am spus pe WhatsApp, da? Așa cum ne-am întâlnit pe Roblox și am executat, da? Trebuie să ne strângem toți, intrăm în magazin aici, nu avem voie cu arme, după cum vedeți. De asta v-am rugat pe toți să aduceți... Nu armele, exact, nu armele. De asta v-am rugat pe toți să aduceți... Nu, nici banana, nici banana. Sigur, de asta v-am rugat pe toți să aduceți... Tigaia lui mama, bun, o să intrăm toți cu tigaia lui mama în mână, da, vă puneți cagulele pe cap, intrăm pe ușă și îi spargem pe toți aia de acolo dinăuntru, uite cum stau, nici măcar nu știu ce așteaptă. Bun, sper că cu toți ați adus tigaie de la mămica, așa cum v-am spus, da, această tigaie de la mămica, da, pentru că am spus că este un factor important în jefuirea magazinului, dacă nu, sper că v-ați adus-o pentru că nu vreți să pățiți ceea ce a pățit Mircea aici de față, uitați-l pe Mircea. Da? Faceți cu toții cunoștință cu Mircea. Uitați-l aici. Mircea, ești bine? Mircea a fost un... Mircea se pare că n-a ascultat exact ceea ce am spus eu și am avut o mică dispută noi doi, eu și Mircea. Nimic important! Mircea, o să jefuim magazinul ăla, fie că vrei sau nu, Mircea, pentru că dacă nu îi spun mamei tale despre colecția ta de filme pornografice pe care le ai acasă, Mircea. Mircea? Mircea! Uită-te în ochii mei, Mircea! Cum adică? Ai spus că maica ta știe deja? Mircea, Mircea, o să mă asculti pe mine, Mircea, că dacă nu, o să pățești grav. O să pățești extraordinar de grav, Mircea. Ia de aici, Mircea, ia de aici, Mircea. Poftim, 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 ia de aici, Mircea! Să zicem doar că Mircea nu a vrut să intre în magazin să fure cu noi, așa că am avut o mică înțelegere, neînțelegere, și am stabilit că Mircea o să stea aici de pază, de șase, așa-i Mircea? Mircea, uite-te în ochii mei. Ești sigur că reușești? Ești sigur că reușești să stai de pază, Mircea? Pentru că știi că dacă o să intre poliția peste noi, tu o să fii cel care rămâne fără dinți, Mircea. Tu o să fii cel care rămâne fără dinți. Exact, da? Mircea este un băiat super de încredere, ne cunoaște din clasa 1 și o să stea de pază cu maimuța George aici de față, să se asigure că nimeni nu intră în magazin atunci când noi furăm magazinul. Sigur, Mircea, ești sigur de asta? Bine, Mircea. Sunt mândru de tine. Mă bucur că ne cunoaștem de atâta timp. Bate palma, Mircea. Bate palma, așa, Mircea, bravo, bravo. Mircea, ce faci, mă, bă, nu luați în seamă, știe ce face profesionist, așa e, Mircea, așa-i? Așa este, după cum puteți observa, așa este, dragii mei băieți. Bun, haideți, echiparea, toată lumea să-și scoată tigăile și să-i dăm drumul. Haideți, băieți, haideți cu mine. În sfârșit, în sfârșit o să pot să-mi permit să-mi cumpăr toți robuxii pe care îi vreau. Hai, băieți, să intrăm! Ce faceți, mă, unde stigăile? Ce faceți, bă, mă faceți de râs? Bă, nesuferiților, mă! Haideți odată! Incredibil așa ceva! Incredibil! Ce? Ai zis că nu vrei să intri? Ai zis că... Ia vină, mă, încoace, mă! Ia zi, mă, bă, George, bă! Ia de aici! Bun, băieți, Silviu,
Haide încoace, haide, ești promovat la capitan de echipă. Se pare că George a avut o mică neînțelegere cu noi. Hai, hai, hai Silviu, haide. Bun, deci, mai suntem noi trei, nu-i nicio problemă. George aici de față o să stea și el de pază cu Mircea. Bun, să-i dai drumul, haide. Haide Silviu, haide, în tine am încredere Silviu. Mâinile sus, acesta este un jaf, adică mâinile jos, vă rog frumos dați-mi toți banii pe care aveți. Haide și tu Mircea, haide că e centă lume care să stea de pază aici. Mâinile sus, mâinile sus, a zis ridicați mâinile, haideți odată, toată lumea mâinile la aer. Haideți mă, veniți mă cu mine odată mă, ce faceți acolo mă? Bă, nu mă faceți cu scotigăile la voi mă, veniți mă încoace mă, vino, bă, bă băiatule, bă, bă. Bă, ridică-te și hai odată în magazin, hai și tu, haideți odată mă, haideți odată, nu mă faceți de râs. Bun, mâinile sus, acesta este un jaf, vă rog frumos să vă predați cu toții, suntem aici de față cu băieții mei, domnule, tu domnule, te rog frumos, în sfârșit o să am toți banii de pe Roblox, dă-mi toți banii din casa asta pe care ai aici, scoate-ți banii, scoate bani, fă mă ceva mă cu el mă, ridică-te la el și fă ceva cu el mă, nu sta degeaba, incredibil, nu-i nimica, Silviule, Silviule, te rog frumos fii pe fază și ține de șase să nu se răscoare ceilalți ostatici, voi sunteți ostatici astăzi, bun, bun domnule, te rog frumos. Așa, exact, puțin respect din partea ta, am să te rog frumos să fii alături de mine și să-mi dai toți banii din casa aia de marcat dacă nu vrei cumva să spart televizorul ăsta de cap. Te rog frumos să ne înțelegem pentru că sunt un băiat violent, pentru că când eram mic mama mă bătea pe spate cu tigaia și tata mă bătea cu cureaua la fund, așa că te rog frumos să-mi dai toți banii din casa aia de marcat pentru că nu vrei să ai de face cu mine și cu tigaia cu care mă bătea mama la fund. Te rog frumos! Dă banii din casa de marcat odată! Ce faci mă, faci pe mortu? Bă, spart televizorul ăsta de... spart televizorul ăsta de cap, mă! Sparge tot odată! Bun, știu, știu că am spus fără arme, știu că am spus că cu cât mai puțină violență, fără ostatici și fără oameni morți, dar nu mai pot! Nu mai suport, vreau banii aia pe Roblox! Spartă-mă odată, mă, banii, că spart televizorul! Îți spart televizorul de cap, ce nu înțelegi că spart televizorul? Sparge tot... expiră, inspiră, expiră, inspiră, expiră. Bun, Silviule, te rog frumos, te rog frumos să îți închizi ochii, pentru că ceea ce va urma aici va fi masacru, macabru, va fi extraordinar de intens. Mâinile sus, toată lumea, nu mișcă nimeni, vă rog frumos, fiecare de aici să-și scoată banii din buzunar, chiftelele din buzunar și orice mai aveți din buzunarul ăla scoateți, înțelegi? Tu aici de față, domnule, vă rog frumos, vorbesc cu dumneavoastră, am cât de mult se poate respect față de dumneavoastră, dați-mi banii aia odată, scoateți banii aia din buzunar, nu dansați în fața mea, mă luați de râdere, dumneavoastră credeți că glumiți cu mine, credeți că glumiți cu mine, vă rog frumos, vă rog frumos, toată lumea, o să vă pipăi cadavrele și o să vă scot banii cu forța dacă nu vă dați banii, vă scoateți banii, scoateți banii din buzunare, pentru că nu vreți să încep să vă pipăi. Credeți-mă, nu vreți să încep să vă pipăi. Bun, un toast. Un toast pentru că operațiunea asta merge atât de bine. Un toast cu Coca-Cola pentru toată lumea. Vă rog frumos, suntem prieteni, suntem toți oameni. N-avem de ce să ne supărăm unii pe ceilalți. Silviule, uite, uite aici, Silviu, de față. Cum adică să nu-ți spun numele că suntem la un jaf? Nu mă interesează și așa o să moară toți. Bun, deci, vă rog frumos, dacă vreți să ne comportăm civilizat ca niște oameni, haideți toată lumea, beți cu mine un toast de Coca-Cola. Te rog, tu, tu, bei Coca-Cola cu mine? Haide, e din partea casei, bea mă Coca-Cola odată. Bea mă, bă, nu vrei să bei mă? Nu vrei să bei Coca-Cola? Ce-ai spus? Nu-ți place Coca-Cola? E plină de zahăr? Bine, și ce mai e plină de zahăr? Tigaia lui mama mai e plină de zahăr. Ia de aici mă, veniți mă încoace mă, că am terminat cu frumosul, am terminat cu frumosul. Bun, bun, bine Silviule, poate n-a ieșit planul așa cum trebuia, dar cel puțin n-a fost un dezastru complet. Așa e, atâta timp cât Mircea este afară și ne păzește magazinul să nu intre altcineva, tot e ok, așa e Mircea! Auleu, Mircea, lipsește Mircea. Bă, situația e gravă, situația e gravă. E gravă, Silviu, tu înțelegi ce se întâmplă aici, Silviu? Silviule, trebuie să fim alături unul de celălalt. Dă mâna asta încoace și te rog frumos să dai noroc cu mine, Silviu, pentru că suntem împreună în asta, Silviule. Haide cu mine, haide cu mine, Silviule, că e groasă. Tigaia lui mama, luăm tigaia lui... Silviu, ridică-te, mă, ce faci, te-ai împiedicat. Bun, deci știu eu unde se ascunde seiful din acest magazin. Vino cu mine, Silviule, trebuie să mergem în spate, în debarau din spate. Haide. Haide cu mine, Silviule. Silviu, ridică-te, bă, odată, mă, băiatule, mă, bă, incredibil așa ceva. Bă, Silviule, bă, nu avem timp de glumit acum, mă, ridică-te odată de acolo, bă.
Mamă, ce să ne facem, bă, băiatule, sper că reușim, deci atâta timp când ne mișcăm repede și ajungem repede până jos, ajungem la safe și furăm toți banii din safe și ajungem să și urcăm la loc și să scăpăm din magazinul ăsta, e ok, ai înțeles, Silviu? Bine, deci poate te-ai culcat puțin, nu este nimica, nu mă supăr că te-ai culcat, aștept să te întorci pentru că avem treabă, ok? Silviu, scoală-mă de acolo odată, bă! Bă, bine, o să te las puțin să te odinești. Puțin creepy, nu e nimic de speriat aici, ia să vedem. Walkie-talkie, exact, vorbim prin radio să vedem exact ce avem de făcut. Alo, baza mamă, nu ne aude nimeni. Bine, ok. Bun, Silviule, mă bucur că ți-ai revenit, haide cu mine, te rog frumos, haide, hai să mergem. Pentru că avem treabă, ți-am spus, trebuie să luăm banii din safe, haide odată. Bun. Deci, aici este camera de operațiune, știu pentru că am lucrat și eu la magazinul ăsta, te rog frumos ridică-te, trebuie să apăsăm pe butonul ăsta, împreună, Silviule, apăsăm pe butonul ăsta și o să se deschidă safe-ul pe care o să-l accesăm și o să furăm tot aurul din el. Haide, Silviule, dă mânuța asta încoace. Așa? Bă, Silviu, ce faci, mă, bă, mă faci de râs, mă, bă. Ce n-ai, bă, s-a auzit? Ce se aude? De ce a început așa o teroare mare? Bă, Silviule, mă, ce-ai făcut, mă? N-ai apăsat bine pe buton? Bă, ce n-ai, bă, se aude, Silviule? Uită-te peste tot, mă, că nu înțeleg ce... Wow, cumva tavanul ăsta are țepi. Cumva țepii de pe tavanul ăsta se îndreaptă spre... Bă, Silviule, bă! Se îndreaptă țepii de pe tavanul ăsta spre noi. Fă ceva, mă, Silviule, bă! Cum a... Bă, nu sta, mă, și te uita așa la mine, bă, trebuie să scăpăm de aici. Silviule, tu, bă, aruncă-te în sus și spune-mi dacă e ok. Silviu! Bă, Silviu, bă, incredibil așa cea... Uite o gură de aerisire, Silviule. Te rog frumos, vino să mă ajut să scoatem asta de aici. Hai, Silviule, cu mine! Hai odată cu mine, vino încoace! Vino, mă, încoace, mă, nu te mai prosti unde pleci! Bă, Silviu, bă, vino, mă, încoace, mă, că nu mai merge butonul ăsta. Uite ce ți-am zis, că nu merge indiferent de cât de mult apăs pe el. Se vin țepi peste noi, bă, intră aici în gura de aerisire, vino cu mine! Nu-i nimic, o să intru eu și te târăs și pe tine după mine. Hai, Silviule, haide! Bun, nu știu ce se întâmplă exact acolo. Haide aici! Aoleu! Bă, nu e ok, bă! Bă, ridică-te, mă, ridică-te! Ridică-te că e groasă, bă! În tot timpul ăsta spring trap era aici de față, bă! Bă, am fost înscenați, bă! Am fost înscenați, Silviule! Nu e ok, bă! Nu e ok! Știu că ți-e frică, dar nu e ok, bă! O să ne descurcăm cu noi cumva! Te rog, domnule, sprint trap, n-am făcut nimic, n-a fost eu de vină, el, Silviu, de vină, te rog, auleu, Silviu, mai e unul, domnule, sprint trap, domnule, nu, te rog, Silviule, ia-l, bate-te cu el, Silviule, dai cu pumnii, Silviule, te descurci tu, da, dai că-i tâine pe jos, Silviu, dai, omoară-l, Silviule, nu râde-mă de el, mă, bă, că ne bate pe amândoi, bă, că ne dă cu pumnul cap, dai odată, Silviule, dai că ne bat, bă, nu, lasă-mă pace, Nu! Mă încă, Silviu! Și ne vedem tura viitoare! Pupești cu sclipici! Mua, pa!